Fica lui Cătălin Măruță o ia pe urmele Andrei. Eva Măruță, pe numele său în vârstă de doar 8 anișor, se bucură de un talent artistic excepțional. Fetița în vârstă de 8 anișor a emoționat internetul după ce tatăl său a filmat-o cântând. Eva Măruță este fiica Andrei și a lui Cătălin. Deși are doar 8 anișori, și-a făcut deja planuri mari privind evoluția ei profesională. Într-una din ultimele postări publicate pe platformele sociale, Eva Măruță poate fi auzită cântând. Utilizatorii online care o urmăresc și pe mama ei au rămas surprinși de talentul micuței. Fiica Andrei și a lui Cătălin o ia negreșit pe urmele părintelui său, bucurându-se de o voce exemplară. Utilizatorii online nu au putut să nu o laude pe fiica Andrei pentru talentul său muzical. Mai mult decât atât, Eva, la fel ca mama ei, se implică cu sufletul în orice activitate face. Nu poate cânta fără să nu simtă până în străfundul inimii energia muzicii. În altă ordine de idei, amintim că Eva Măruță va apărea la începutul anului viitor într-un film din categoria comedie, în rolul unei fetițe pe nume Maya. Este vorba despre comedia Tati Part-Time, care va avea premiera în România pe 5 ianuarie 2024.